fraților, fiți atenți, ce voiam să vă zic. Facem manifestații, ne certăm, urlăm, dar în liniște, dar în liniște, că sunt supărați ăștia din PNL. Pua, rău de tot, nu așa, flash că sunt. Zic vecinii că-i prăpăd la ei în familie, sparg farfurii, trântesc uși. Cred că i-ar dărâma cu totul dacă ar auzi acum că-i și război civil în țară. Păi da, bă, război civil, că la asta s-a rămas duminică. Mineriadă, lovitură de stat, apoi, pac, război civil. Clar, i-ar termina pe sărmanii liberali dacă ar afla. În presă am aflat și eu că, la un moment dat, acum vreo două săptămâni, s-au întâlnit. A fost o întâlnire undeva pe la Ogrezeni, unde domnul Blaga, în capul mesei, a adunat majoritatea liderilor PDL, dându-le niște dispoziții clare. Foarte, foarte clare. Și anume, să se organizeze alegeri de sus în jos, nu poți să mai rămâi cu același metehne. Ori domnul Blaga folosește același practici, metehne, de vreo 25 de ani. Păi, e cam gata. Eu zic că e cazul să cei care prive... Ia uzi, Nea Vasile, ci că ești dinozaur, bre, dinozaur, Bulldogulus Rex, ceva de genul ăsta, nu? Păi, ma tale, mâncai doi fraieri de ăștia la micul dejun când erai la interne. Hai, Nea Vasile, că ai ajuns Caterinca partidului, să mor. Doar o condamnare o să te mai ridice în ochii colegilor. Sau mai bine ai achizi nota, chemi un taxi și te duci acasă. Ce aștept să arunce cu avioane de hârtie, ma tale, pe la ședințe? Ia uite, alții. Război pe Facebook în PNL. Deputatul Mihai Voicu a lansat un atac la adresa lui Ovidiu Raetski, pentru că acesta a chemat tinerii care au ieșit la proteste să se înscrie în partid. Ne v-am spus, e deranj mare la PNL. Măcar dacă ar fi la putere, dar așa se ceartă ca proștii pe aer. Ăștia doi au altă problemă. Raetski îi cheamă pe tinerii din stradă în PNL, iar Voicu ține de ușă. Zice, închide mă că se face frig. Așa ați făcut și cu Dacian. L-am așteptat cu ușa deschisă până am răcit toți. Ne tragem nasul de două luni și nu ne mai trece. Dar ce paradox, nene, pe partea dreaptă. USR-ul nu se poate naște, iar PNL-ul nu poate să moară. A? O coagulație iar de dreaptă, zic.